Mamă, bucătarul și preotul să mor, aia mai lipsea. Bună seara, O fiule. să rămână tată. Ce faci, fiule? Uite, vreau să-mi spun păcatele acum. Te rog. Azi la servici i-am scuipat în farfurie la un umflat. Te-a jignit, fiule, te-a jignit Nu, dar înainte. a venit să mănânce cu 2 minute înainte să închidem bucătăria. Am înțeles, am Deci înțeles, m-a am înțeles. blestemat pur și simplu. Noi am curățat bucătăria, am spălat-o, am dezinfectat-o și a venit el. Îmi cer scuze. Cu ce mai păcătui, fiule? Am făcut 2 copii în baie. Am înțeles, fiule. Alcool, bei, fiule. Nu pot să zic că nu, că se vede. Și aș mai face încă un păcat. Am înțeles, fiule. Da, să rog frumos să nu mă minți, fiule, pentru că Dumnezeu te vede dacă mă minți în aceste clipe grele, tulburi, mai exact, te vede Dumnezeu, fiule. Salut! L-am salutat ca să fiu sigur că mă aude. Te aude, te Mă aude, te aude? aude. Spune că ești acolo, că te vezi. Spune, sunt aici, că te, să se focuseze pe tine, fiule. Sunt acolo, i-am zis. Așa, Sper așa. să mă caute. Ești de azi, da, fiule. Zim, te rog frumos, preacul vești. Nu pot să spun așa ceva. Mă folosesc de dreptul de a mă abține să dau declarații. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. De unde ești, fiule? De loc sau de origine? De unde vrei tu? Să zicem că maica m-a făcut în România, în zona Târgu Jiu, și Dumnezeu m-a trimis în Italia. Să fii slugă la străini. Da. Așa, fiule, așa. Să te rogi, fiule, stai puțin. Dacă tot... Nu, să nu-ți Așa, ridici fiule. pat. Nu, Doamne ferește, mi-e frică de întuneric. Mi-e frică, Spune, mi-e fiule. frică de întuneric. Satan acolo, acolo e Spune. satana. Spune. Dacă se ridică satana, mușc. Spune, fiule. Spune. Uite, fiule, m-am ridicat din respect pentru tine, fiule. M-am Nu, ridicat. pun-te jos că ești periculos, că voi sunteți cam periculoși. Pun-te jos acolo. Spune, fiule. Am auzit că preoții sunt periculoși. Spune, fiule, cu ce pot să-ți fiu de folos în această seară, fiule? Doamne, Doamne, ajută-mă, dă și mie 20 de abonați ca să nu... Îți trebuie 20 de abonați pentru ce, fiule? Ce sunt ei abonați, fiule? Abonați sunt niște persoane care se uită la tine și te înjură de dimineața până seara. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Și cu ce te ajută asta, fiule, că ești înjurat? Păi acum îți povestesc. Am visat odată și eu am impresia că Dumnezeu mi-a trimis acest mesaj. Mi-a zis, du-te și fă YouTube, că poate, îți pune cineva mâna în cap și te îmbogățești. Îți spun Am sincer. înțeles. Bă, noi în Oltenia chiar credem în vise. Și fiule, tu acum ești pe YouTube? Nu, sunt în pauză la servici. Am înțeles, am înțeles, am înțeles, fiule. Dar și pe acel YouTube poți să faci bani? Așa mi-au zis, dar eu cred că m-au mințit și au făcut păcat. Am înțeles, fiule, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Ai făcut bani din YouTube, fiule. Da, să mă ierte Dumnezeu, da. Nu pot să mint. Mulți. Păi fiecare vede în felul lui. Pentru mine poate sunt mulți, pentru dumneavoastră poate sunt puțini, sau poate pentru mine sunt mulți, sau pentru dumneavoastră sunt puțini. De când faci live, fiule? De controlez acum, de o oră și 15 minute. Acum ești live, fiule, ești live. Ea zice că da, dar nu pot să zic că nu se uită nimeni la mine, deci nu sunt live. Și ai făcut ceva bani, fiule. Da, mi-am donat singur, că se vedea urât să nu-mi doneze nimeni. Și cât ți-ai donat, fiule? Mi-am donat alocația de la copii. 125 de euro care mi-i dă statul italian. Am înțeles, fiule, am înțeles. Și din aia 125 de euro, nu vrei să împărțim, fiule, să-mi oferi și mie 20 de euro pentru această liturghie făcută cu Cu tine? cea mai mare plăcere. Pentru că, să știi, am momente și grele tulburi în viața mea în care nici măcar motorina nu-mi permis să-mi bag în CLS-ul ăsta ce mi-am luat acum.
că mi-am cumpărat CLS și nu mai am bani de motorină. Sau o să pe benzină. Cred că e pe benzină. Nu știu că eu am om ce, care îmi bagă ce benzină. Ce ți-ai cumpărat? Golf 5. Ah, eu mi-am cumpărat Teflon. Am înțeles. Tefal? Teflon. Și noi avem, avem așa la, la, la mănăstie, avem tot tigăi din acelea. Spune-mi, fiule, spune-mi, ce te, ce te mai apasă, ce mai e pe suflet? Mă apasă datoriile. Te cred, fiule, te cred, te cred. Că și eu am, am ceva datorii, mai am, mai am de achitat, mi-am, mi-am luat o casă la Madrid și mai am ceva de achitat. Mai am de dat vreo 20.000. Dar nu-i problemă, fiule, că mă prind 3-4 ca tine și mi le achit. Doamne, dacă te uiți la cum am la mine, Doamne, dă-mi un semn, Doamne. M-a pișat Dumnezeu în cap. Ți-a ajutat Dumnezeu, fiule, să știi că și acest, și acest pișat este, este binevenit, fiule. Aici știi. În Italia se folosește că îl dai pe la gât și sportă noroc. Dacă este, dacă este de sus pișat, o să știi că este bun, fiule. Mamă, m-am pișat pe mine. Fiule, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru acest dialog, fiule, să fii cu minte și să ai grijă de tot ceea ce iubești tu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate să nu te mai văd niciodată. Sau cel puțin să te, salut, eu sper fiule. Să te văd mort pe mine. Eu să fiu eu mort când te văd. Da, și eu să-ți citești ce scrie pe cruce. Te pup, fiule. Sunt musulman.